Ne bucurăm să vă prezentăm autobuzul nostru cu hidrogen, care reprezintă o tehnologie de ultimă oră. Este un vehicul 100% ecologic, verde. Propulsia este electrică. Are un ca avantaj față de autobuzele cu acumulatori faptul că nu necesită o infrastructură, acea capacitate mare de energie care este necesară pentru mai multe vehicule, megawați, așa. Încărcarea se face foarte rapid, în 5-10 minute. Pe parcursul iernii nu scade autonomia, știți că la acumulatorul mai scade autonomia, iar acestea nu, pe timpul iernii, se comportă foarte bine, au o autonomie de minim 350 de kilometri. Practic circulă 100% ecologic, hidrogenul putându-se obține din surse regenerabile. El, ca principiu, este un vehicul electric. Diferența de hidrogen este faptul că, în loc să-și ia energia din acumulatori, energia vine de la pila de combustie care funcționează cu hidrogen. Acest vehicul este cu două motoare în roți, 2x125 de kW, deci are 250 de kW, are autonomie, cum am zis, minim 350 de kilometri. În rest, ca și configurare, ca număr de locuri, în funcție de solicitări, poate să aibă mai puține locuri pe scaune, implicit mai multe în picioare, sau invers. În jur de 100 de locuri, poate să ajungă la 105 locuri în total, cu de la 20 și ceva de locuri până la 30 și ceva de locuri pe scaune, restul diferența în picioare. Acesta este un autobuz demo. În momentul ăsta în România, practic suntem primii care am adus în România un astfel de autobuz cu hidrogen și ne vom plimba, am fost în Cluj, suntem acum la Brașov și facem un turneu prin toată țara, toate orașele mari, inclusiv București, Iași, Constanța, Craiova. Un astfel de autobuz, în jur de 700.000 de euro. Prețul diferă în funcție de numărul anilor de garanție solicitați, întreținere gratuită sau nu pe toată perioada respectivă. Combustibilul este stocat în niște rezervoare la o presiune de 350 de bari. Din rezervoare, hidrogenul alimentează o pilă de combustie care produce energie electrică. Deci pila de combustie alimentată cu hidrogen. În pila de combustie hidrogenul se amestecă cu oxigenul și rezultă un produs secundar, apă, care e non-toxică, și energie electrică. Energia electrică alimentează un acumulator mai mic ca în cazul vehiculelor cu mulți, are 30 de kW. Și, practic, pila de combustie furnizează acumulatorului energie electrică. Din acumulator, energia electrică alimentează autobuzul, motoarele de tracțiune și tot sistemul. Practic, pila de combustie ține un anumit nivel de încărcare a acumulatorului. Dacă, pe măsură ce se descarcă acumulatorul, pila de combustie îl încarcă la loc. Dacă acumulatorul este plin, este ca un buffer. Dacă acumulatorul este plin, pila de combustie se oprește. Când are nevoie să alimenteze din nou, pornește pila de combustie și, practic, acel acumulator relativ mic de 30 de kW față de 250-300-400 de kW, cât au ajuns acum puterile pentru vehiculele doar electrice cu acumulator. Căldura e ca un produs secundar și acea căldură se poate folosi pentru sistemul de climatizare, deci nu se aruncă. Iarna pentru căldură, vara pentru condiționarea aerului. Sistemul de climatizare, da, nu se mai folosește freon, deci este și acesta foarte ecologic. Încărcarea se face foarte repede, în loc să stai la 6 ore, 7 ore la încărcat pentru a încărca acumulatorii. Încărcarea se face în 10 minute. Pila de combustie are un număr de... funcționează în jur de 35.000 de ore. După 35.000 de ore se face, se schimbă X-ul, membrana care se schimbă. Deci 350.000 de ore de funcționare înseamnă undeva un 500.000 de kilometri. Asistăm astăzi la Brașov la un moment important care poate fi definitoriu pentru felul în care va arăta transportul public în Brașov în următorii ani.
Astăzi testăm primul autobuz cu hidrogen pe care îl avem în localitate și pe care ne dorim în timp să îl facem parte dintr-o flotă de autobuze cu hidrogen. Momentul este potrivit și pentru că în această perioadă Agenția Metropolitană de Transport desfășoară un studiu de oportunitatea creșterii flotei de transport public în comun cu autobuze pe hidrogen. De asemenea, liniile de finanțare pe fonduri europene, atât prin PNRR cât și prin programele operaționale regionale, par să aibă în plan, în perspectivă, finanțări pentru astfel de autobuze, ceea ce va face din Brașov cu adevărat capitala verde a României, mai ales că este mijlocul de transport cel mai ecologic. Urmează în perioada următoare, așa cum spuneam, definitivarea studiului de oportunitate, apoi identificarea liniilor de finanțare pentru achiziția lor. RATBV este orientat spre a moderniza flota de transport public a municipiului Brașov în permanență. Ne orientăm cu pași repede spre tracțiunea electrică. Tracțiunea electrică bazată pe pila de hidrogen este una dintre soluțiile pe care piața le oferă astăzi. Astăzi operăm 133 de vehicule electrice în Brașov și ne orientăm să scădem, alături de Primăria Brașov, să scădem amprenta de carbon din municipiu cât mai mult, încercând să ajungem să operăm o flotă confortabilă de 180 de vehicule în viitor. RATBV și-a țintit ca și moto pentru perioada următoare să fie confortabil, rapid și predictibil și depunem toate eforturile alături de primărie să atingem această țintă. Acest vehicul costă aproximativ 700.000 de euro. Este cu aproximativ 100.000 de euro mai scump decât un vehicul electric. Operarea în sine a sa nu diferă foarte mult ca și costuri față de o mașină diesel. Diferența este că aceasta este ecologică.